Femeile nu trebuie iubite sau respectate doar de două ori pe an, de 1 și de 8 martie. Meritele lor în societate trebuie recunoscute în fiecare zi și datorită calităților de care dau dovadă, trebuie să îndrăznească mai mult, mai ales în acest an electoral, când numărul femeilor în posturi de conducere și în cele publice ar trebui să fie cât mai mare. Este mesajul încurajator transmis de Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Și pentru cunedorence și pentru româncele noastre din țară, din afara țării și pentru toate femeile. Să se simtă iubite, frumoase, nu doar de 1 martie sau 8 martie, ci pe tot parcursul anului. Chiar dacă unele dintre aceste femei poate au momente mai delicate în viața lor, să știe că ele sunt aici pe pământ cu o misiune, cu misiunea de a face bine, cu misiunea de a încuraja pe ceilalți din jur, chiar și prin zâmbetul lor, chiar și prin privirea lor, să știe că sunt frumoase, că sunt minunate și tuturor le doresc multă sănătate, putere, încredere în ele, în principal, și să îndrăznească. Să îndrăznească mai mult, pentru că este anul 2024. Este un an cu 4 rânduri de alegeri în România. Și cu toții ne dorim o reprezentare mai mare din partea femeilor, atât în consiliile locale, consilii județene, Parlamentul European și de aceea chiar și primării, de ce nu, să avem cât mai multe primărițe, îndemn cât mai multe femei să îndrăznească. Sunteți egale din punct de vedere al puterii noastre de muncă, precum un bărbat, dar și din punct de vedere, poate și mai mult, al convingerii. Și de aceea îndrăzniți, doamnelor, cât mai mult și fiți încrezătoare în voi, încrederea în voi o transmiteți mai departe către întreaga societate. Și la mulți ani!